Și farmaciștii au avut alegeri la nivelul Colegiului Farmaciștilor, etapă după care urmează stabilirea unor măsuri de organizare de așa natură încât să poată scoate farmaciile individuale din blocajul în care au intrat de ceva timp legat de concurența pe care o au din partea lanțurilor de farmacii care s-au extins în toată țara. Noi cunoaștem foarte bine problemele cu care ne confruntăm. Ne-am ales acum reprezentanții pe țară și vom demara în viitor acțiuni concrete, să reușim să schimbăm ceva în domeniul nostru sau să îmbunătățim multe lucruri cu care pot fi perfectibile. Problemele în sistemul farmaceutic țin de faptul că și farmaciile, ca și cabinetele medicilor de familie, sunt considerate a fi societăți comerciale și nu furnizori de servicii medicale, motiv pentru care sunt tratate de codul fiscal ca atare. Problemele de sistem nu sunt de ieri, de azi sau de două săptămâni, de când acum să zicem că le urmărim mai atent. Problemele sunt de mult în sistem și eu cred că sunt în toată societatea românească, nu numai în sistemul de sănătate, e o bulversare totală, nu numai a valorilor, dar și a condițiilor în care ne putem desfășura munca, noi ca profesioniști în sănătate, nu ca comercianți. Din păcate, ne referim la farmacii și farmacia este un loc de sănătate, dar este o verigă dintr-un sistem român de sănătate, o verigă, dar s-a transformat în timp prin legislații, prin tot ce s-a întâmplat în domeniul nostru într-un act mai mult sau mai puțin comercial, aproape exclusiv comercial în ultimul timp. Farmaciștii se află la mijloc între pacienți și alți furnizori de servicii medicale, ei fiind cei care se lovesc de nemulțumirile pacienților. Suntem mereu la mijloc între actori, deci noi nu hotărâm niciun preț, când e prețul cu amănuntul la medicamentele care se liberează pe rețetă, ministerul în colaborare cu firma producătoare stabilește. Dacă pleacă la export și noi nu avem medicamente în farmacie și suferim alături de pacienți, tot nu e problema noastră, suntem la mijloc. Suntem la mijloc cu casele de asigurări, dacă nu primim, dacă ni se refuze liberarea sau dacă avem probleme cu pacienții, tot la mijloc. Tot ce probleme avem noi, funcționarea dezastruoasă a cardului de sănătate. Păi tot noi suntem veriga din fața pacientului. În etapa următoare se va trece la stabilirea unor măsuri de reorganizare a sistemului farmaceutic și a Colegiului Farmaciștilor pentru a evita falimentul iminent al acestora și a găsi acele măsuri menite să salveze sistemul.